Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit la Canal 5. Sunt Diana Sfătărel și vă prezint principalul buletin de știri al zilei. Iată câteva dintre subiectele ediției. Întâlnire cu proteste la Comrat. Maia Sandu a efectuat o vizită în autonomia găgăuză, unde a avut o întrevedere cu ușile închise cu primarii, iar poliția a aplicat forța pentru a ține protestatarii departe de locul întrevederii. Consiliul Audiovizualului pasează responsabilitatea pe Consiliul pentru Investiții, care a suspendat licența de emisie a postului Canal 5. La Parlament, președintele CA a fost luată la întrebări despre cazul nostru. Un activist PAS l-a acuzat pe bărbatul care s-a revoltat după ce a primit citația pentru antrenamentele militare că este un instrument al Kremlinului împotriva Moldovei. Republica Moldova a aflat despre ei după participarea la un concurs de talente din România. Ce poveste tristă ascund în spatele lor dansatorii din ansamblul Hecenenii, vedeți într-un reportaj special Canal 5. Blocul pro-european alcătuit din platforma DA, Liga Orașelor și Comunelor, Partidul Schimbării și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare acuză guvernarea de utilizarea programului național Satul European pentru a presa primarii să treacă la PAS. Folosirea fondurilor publice în calitate de instrument de influență și de șantaj a edililor în comuzi creează un precedent periculos și nedemocratic de administrare a banilor publici, declară autorii mesajului. Cele patru partide consideră inadmisibilă tergiversarea evaluării dosarelor depuse la programul național Satul European. În comunicat se spune că, deși conform planului evaluarea trebuie să se desfășoare în 15 zile, ministrul infrastructurii Andrei Spânu a declarat că procesul va dura până la finele lunii iunie. În acest context, blocul celor patru partide pro-europene își exprimă îngrijorarea legată de metodele de racolare și constrângere a aleșilor locali prin intermediul pârghiilor guvernamentale. Folosirea fondurilor publice în calitate de instrument de influență politică și de șantaj asupra primarilor incomozi în scopul aderării acestora la partidul de guvernământ creează un precedent periculos și nedemocratic de administrare a banilor publici, se arată în mesaj. Blocul celor patru partide pro-europene condamnă orice încercare de a utiliza fondurile publice și programele de finanțare oferite de stat, unele dintre care sunt susținute financiar de partenerii externi, în vederea favorizării trecerii aleșilor locali de la un partid la altul, așa cum s-a întâmplat recent în raionul Hâncești. Formațiunile solicită Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dar și altor instituții abilitate cu funcții de evaluare a dosarelor depuse în cadrul apelurilor competitive să se ghideze de principiul transparenței, imparțialității, obiectivității și nediscriminării pe criterii politice în procesul de selectare a proiectelor depuse. De asemenea, autorii mesajului atenționează partenerii externi ai Republicii Moldova, în special agențiile de dezvoltare și misiunile diplomatice, despre riscul implicării factorului politic în procesul de finanțare a proiectelor depuse de primării și solicită respectuos intervenția acestora în cazul unor derapaje admise în procesul de selecție. Canal 5 a solicitat un comentariu la aceste declarații de la purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, dar Adriana Vlas nu ne-a răspuns la mesajul expediat. Marți și PSD-i a declarat că, folosind resursa administrativă, inclusiv proiectul SAT European, PAS exercită presiune asupra primarilor și aleșilor formațiunii ca să migreze la partidul de guvernare. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, a calificat cele menționate drept aberații. Disputele între PSD-e și PAS au început după ce săptămâna trecută Partidului Acțiune și Solidaritate s-au alăturat mai mulți primari de la Partidul Social Democrat European, care este fostul Partid Democrat condus de Vlad Plahotniuc. Deși în anii precedenți a fost critic vehement al liderului PD, acum deputatul PAS Radu Marian a spus că nu contează din ce partid vin noii membri. Important e să împărtășească aceleași valori. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a venit cu o reacție după ce CEC a refuzat să înregistreze grupul de inițiativă care și-a propus să colecteze 100.000 de semnături în vederea inițierii referendumului privind alegerile parlamentare anticipate. Într-o postare pe Telegram, Usatăi a scris că după ce au golit buzunarele oamenilor, guvernarea lipsește cetățenii acum și de drepturile lor constituționale. N-am vrut să cred că atât de grosolan poate fi încălcat dreptul celor aproape 70 de
procente din cetățenii Moldovei care își doresc anticipate. Stimați cetățeni, ei așa ne vor, docili și muți. Această guvernare monstruoasă care a uzurpat până și voința oamenilor trebuie oprită. Se arată mesajul lui Usatăi, care a mai precizat că echipa sa de juriști pregătește deja crearea prealabilă de instanță de judecată pentru a obține adevărul și dreptatea pentru cetățeni. Lupta pentru interesul oamenilor țării noastre continuă, a conchis acesta. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, nu ne-a răspuns pentru un comentariu. Menționăm că CECUL a respins cererea lui Usatăi, motivând că organizarea referendumului consultativ propus este contrar Constituției și nu poate fi autorizat. Un activist PAS l-a acuzat că seamănă panică pe bărbatul care s-a revoltat după ce a primit citația pentru antrenamentele militare, iar videoul său a devenit viral pe internet. Susținătorii partidului de guvernământ au declarat că tânărul, la fel ca mulți alții care nu sunt de acord cu politica actuale guvernări, este un instrument al Kremlinului împotriva Moldovei. În replică, rezervistul Armatei Naționale a spus că filmulețul său a fost un strigă de disperare pentru ceea ce a devenit țara noastră. Mă chemați pe mine acolo și sfac. Activistul PAS Ion Melnic are temeri că videoclipul în care un bărbat din raionul Nisporeni vorbește despre citația de a se prezenta la pregătirea militară și se revoltă de ceea ce se întâmplă în țară pune în pericol rezultatele referendumului cu privire la aderarea Moldovei la UE, ceea ce înseamnă că tânărul care și-a permis să critice autoritățile este un instrument al Kremlinului. Tu ai 2 ani de când te-ai întors în Moldova, dar tot zici că ești american, e clar, bun. Noi ți-am înțeles poziția ta, dar eu vreau să întreb un lucru. Tu îți asumi, Grigori, că tu ai jucat jocul Kremlinului? Tu îți asumi, Grigori, că ai făcut jocul lui Șor? Hai să facem un exercițiu de inteligență. Cu tine împreună, că eu la tine mă adresez, Grigori Emanuel, la tine mă adresez. Imaginează-ți așa o situație. Tu faci un video de așa tip, băi, Griș, 1,5 milioane de vizualizări și asta e abia început. Faci un video, 2 milioane de vizualizări strângi. Bași panică în societate, îndeplinești rolul de o sperietoare a forțelor pro-Kremlin, din cauza, inclusiv și la așa video, nu treci referendum, forțele pro-europene pierd, ca exemplu, facem exerciții, cum ți-am spus. Vin forțele pro-Kremlin, ni bagă în război, dar din partea rușilor, Griș, din partea rușilor. Că tu îți pui palma în fund și te duci înapoi în America, noi asta am înțeles. În replică, Grigore Emanuele a postat un clip în care a subliniat că nu face jocul nimănui, ci vorbește despre ceea ce îi provoacă durere în suflet. Eu despre patria am vorbit. N-am indus lumea la război sau chestiile astea. În primul rând vreau să încer scuze de la toți cetățenii Republicii Moldova care au avut de suportat consecințele guvernării proaste a țării este a timp de 33 de ani, care au lăsat mâinile jos și au fugit peste țări străine, peste oceane, peste tăt. Au lăsat copiii acasă, părinții acasă, bătrâni, numai ca să facă bani, să crească copiii acasă. Îmi cer scuze de la copiii care au crescut fără părinți, îmi cer scuze de la soldații care au făcut, nu știu cum se numește asta, dar au făcut armată în Republica Moldova și au fost puși la păscut căpri, la păscut oi, la păscut vaci. Îmi cer scuze pentru tăți care au avut business în Republica Moldova și au fost nevoiți să-l închidă. Grigore Emanuele consideră că țara are nevoie de schimbări și îndeamnă moldovenii să revină în țară. Proteste la Comrat, acolo unde președintele Maia Sandu a avut o vizită de lucru. Pentru a-și exprima revolta împotriva acțiunilor șefului statului, un grup de localnici a mers în fața Universității de Stat, în incinta căreia Sandu s-a întâlnit cu primari și studenți. În cele din urmă, la meeting, s-au adunat câteva mii de oameni. Manifestanții nu s-au putut apropia însă de Sandu pentru că zona a fost încercuită de polițiști, care la un moment dat chiar au aplicat forța pentru a ține oamenii departe de locul întrevederii. Pajor, acolo!
Vizita Maia Sandu în Găgăuzi a fost extrem de securizată. Inițial, în spațiul public au apărut informații despre faptul că se pregătește o deplasare Maia Sandu la Comrat. Mai târziu, cu referire la surse din președinție, s-a anunțat că șeful statului a anulat vizita. În această dimineață, până în ultima clipă, nu s-a știut dacă Sandu va fi în Găgăuzia. Cu toate acestea, un număr mare de polițiști s-au adunat lângă clădirea universității, unde, după cum s-a dovedit mai târziu, a fost planificată întâlnirea. Polițiștii au făcut un adevărat cordon pentru a nu le permite celor prezenți lângă clădirea universității să ajungă până la ea ca să-și exprime nemulțumirea față de acțiunile președintelui. Oamenii spun că au vrut să știe elementar încotro se îndreaptă Moldova sau cum să facă față prețurilor mari având pensii mici. Activistul civic Alexandru Panov s-a arătat revoltat că oamenii nu au avut voie să se apropie de universitate, unde Maia Sandu avea programate discuții cu primarii și studenții. Angajații forțelor de ordine au recunoscut în afara camerelor că măsurile de securitate sunt similare cu cele luate în timpul vizitelor oaspeților străini. Și din imaginile video se vede cum zona este izolată de mai multe cordoane de polițiști care o protejează pe Sandu de locuitorii autonomiei. Patrulate de polițiști și carabinieri au fost și străzile centrale din localitate. Cei prezenți susțin că regretă acțiunile șefului statului. Ei spun că Maia Sandu nu are de ce să se teamă de popor, deoarece oamenii au vrut doar să discute cu președintele despre problemele pe care le au. Vrem să o întrebăm încotro ne îndreptăm. Lumea practic nu o vede. Ea ori nu vrea să stea de vorbă cu noi, ori se teme să se întâlnească cu oamenii. Eu veneam la protest dacă aveam o pensie mai mare. Ei, eu primesc aceasta, poate fi numită pensie. Pot eu trăi cu ea dacă aveam o pensie bună? Eu nu veneam aici. Între timp, steagul UE a fost afișat la unul dintre geamurile universității, alături de drapelul Republicii Moldova și cel al autonomiei. Gestul a stârnit nemulțumirea protestatarilor. Activistul Alexandru Panov regretă că rectorul Universității din Comrat, care este membru al Adunării Populare, a mers împotriva poporului său și pentru a-i face pe plac lui Sandu, a atârnat pe clădire steagul Uniunii Europene. Îmi pare foarte rău că astăzi suntem înconjurați de astfel de oameni. Îmi pare rău că ați făcut asta cu mâinile dumneavoastră. Noi nu avem nevoie de contribuții, dar de respect din partea autorităților centrale. Mai târziu, Sandu a ajuns la Comraci însoțită de primarul orașului, a mers în clădirea universității. Cea care la învestire a vorbit inclusiv în găgăuză, astăzi nu a vrut nici măcar să dea ochii cu locuitorii din autonomie venit să stea de vorbă cu ea. Oamenii erau gata să delege un grup mic de cetățeni la întrevederea cu președintele, dar nu au fost lăsați să o facă. Dați-ne voie, vă rog, lăsați să treacă 10 pensionari, ei vor să dea întrebări. 10 bătrâni lăsați să treacă, vă bateți joc. Lăsați-ne să trecem, noi nu vom face provocări, noi vrem ca ea să vadă că oamenii de aici o așteaptă, vrem să dăm întrebări. Nici jurnaliștii nu au putut să filmeze momentul trecerii președintelui și nici nu au avut acces în sală la întrevederea Maia Sandu cu primarii. La intrarea în clădire, o mulțime de oameni îmbrăcați în civil decideau cine trece și cine nu. Chiar și presa a fost filtrată. Ulterior, intrarea presiei a fost permisă, dar numai la discuțiile cu studenții. Potrivit presei locale, din cei 26 de primari autonomiei, doar 3 au participat la întâlnirea cu Sandu, unul dintre care a fost ales din partea Partidului Socialiștilor. În ceea ce privește întâlnirea cu studenții, de asemenea, potrivit presiei locale, doar cei selectați de conducerea universității au ajuns acolo. În timp ce părinții și buniei unora dintre tineri protestatau și nu erau lăsați să intre în instituție, Maia Sandu le-a vorbit studenților și profesorilor universității din Comrat despre grija Chișinăului față de Găgăuzia, dar și despre avantajele integrării europene. Mai apoi, studenții au adresat întrebări șefului statului, iar unii au ținut să-i spună că nu se simt protejați în propria țară. Eu nu mă simt pe deplin protejat în Republica Moldova. Înainte de a intra în această sală, ni s-a cerut să nu punem întrebări politice. Dar cum să înțelegem asta când vorbim de democrație? Noi avem aici discuții politice și puteți pune toate întrebările. Dumneavoastră spuneți că Moldova trebuie să fie parte a Uniunii Europene, că acolo este siguranță, dar pe teritoriul Moldovei au loc exerciții militare, cumpărați armament. Este nevoie de cheltuit atâția bani pentru un armare în timp ce economia țării este slabă, cu prețuri mari la gaz, lumină și încălzire.
În loc să răspundă tânărului la întrebare, Maia Sandu, care, deși se află în Serviciul Cetățenilor și este comandantul suprem al armatei, i-a spus acestuia să adune cifre și să facă el calcule. Noi nu cheltuim mulți bani și când auziți asta undeva, sunteți economiști și puteți lua cifre concrete și să vedeți cât cheltuie astăzi țara pentru apărare și să faceți o analiză. Deputatul Alexandru Suhotolski a declarat că vizita Maia Sandu în autonomie este doar pentru partenerii din Occident. Maia Sandu știe că în Găgăuzia nu va încasa nici măcar un procent la alegeri, iar vizita ei de astăzi este o poză pentru curatorii săi. Cu o reacție la vizita Maia Sandu la comrata Vinicii Bașcanul, Evgenia Guțul, care se află într-o deplasare oficială la Moscova. Noi, găgăuzii, suntem oameni primitori. De ce nu vine președintele oficial, dar o face pe furiș? Ea nu invită Bașcanul, ci doar a selectat oameni la o întâlnire. Desigur, autoritățile și-au demonstrat încă o dată atitudinea față de poporul găgăuz. Forțele de securitate în vizită folosesc forța fizică brută împotriva oamenilor pașnici care doresc pur și simplu să pună întrebări autorităților moldovenești. Desigur, autoritățile se tem de găgăuzi. Este imposibil să te uiți la bunicile care cad la pământ fără lacrimi, iar steagul UE pe care l-au agățat fără voie la comrat este un scuipat în sufletul găgăuzilor. Noi, găgăuzii, suntem principalii compatrioți ai Moldovei, iubim această țară, dar autoritățile ne tratează ca pe niște ocupanți. Presa din Găgăuzia scrie că la discuții cu Maia Sandu au venit doar trei primari din autonomie din cei 26. Este vorba de primarul orașului Comrat, Sergei Anastasov, edilul din Cea Dărlungă, Anatolii Topal, și cel din Vâlcănești, Nicolae Posmac. Nu este pentru prima dată când autoritățile centrale sunt întâmpinate cu proteste în autonomie. Recent, la ultima vizită a șefii statului în Găgăuzia, Maia Sandu a fost așteptată cu pancarte, oamenii alinindu-se de-a lungul unui traseu din regiunea autonomă împotriva acțiunilor șefului statului care, potrivit găgăuzilor, încalcă drepturile și puterile autonomiei. Și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu a fost întâmpinat cu proteste, dar și premierul Dorin Recean. Consiliul Audiovizualului pasează responsabilitatea pe Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale, care a decis suspendarea licenței de emisie a postului Canal 5. Fiind întrebată de către deputatul independent Petru Șardan dacă instituția a întreprins toate măsurile pentru a proteja jurnaliștii de presiuni din partea autorităților și dacă a investigat decizia acelui Consiliu în condițiile în care reprezentanții puterii au atacat de mai multe ori jurnaliștii postului nostru de televiziune, președintele CEAV, Liliana Vițu, a declarat că nu instituția pe care o reprezintă a luat decizia de a suspenda licența de emisie și să cerem răspunsuri de la Consiliu care a făcut acest lucru. În timpul prezentării raportului de activitate pentru anul 2023 al Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu a fost luată la întrebări de către deputatul independent Petru Șardan, care a făcut referire la articolul 10 și 34 din Codul Serviciilor Media Audiovizuale, care prevede examinarea presiunilor asupra jurnaliștilor sau a furnizorilor de servicii media în ședințe publice și asigurarea independenței editoriale sau libertatea de creație a angajaților posturilor TV de către organele de conducere. S-a aflut ce a întreprins Consiliul Audiovizualului pentru a implementa aceste articole din contul serviciilor media atunci când au fost închise 12 posturi de televiziune și mai ales în cazul când a fost închis Canalul 5, ultimul caz care a avut loc. A fost inițiată vreo anchetă, eventual, dacă puteți să ne informați, a solicitat Consiliul Audiovizual argumente de la Consiliu pentru proiecte de investiții de importanță națională. A solicitat Consiliul să anuleze sau să suspende această decizie eventual. Mai ales că postul Canal 5, dacă nu mă greșesc, va înaintat o astfel de petiție. Președintele Consiliului Audiovizualului Liliana Vițu a răspuns că membrii Consiliului au examinat cazul postului nostru de televiziune și că decizia de a asista emisia postului Canal 5 a fost luată de o altă autoritate și nu este vizat CEAU-ul. O decizie care se bazează pe un cadru legal, ori amenințările, presiunile, intimidările, înțelegem că sunt practici ilegale, practici care nu sunt permise și nu sunt prevăzute de o lege. Nu văd în ce fel au fost amenințați, în ce fel au fost intimidați. Și noi am examinat, noi am reținut faptul că este o decizie care nu ne aparține nouă, nu aparține Consiliului Audiovizualului. E o decizie care nu se referă la conținuturi și la activitatea. Se referă la cine este beneficiarul final
de facto sursele de finanțare. Petru Jardan a mai subliniat că acțiunile membrilor Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale ar fi o imixtiune în activitatea Consiliului Audiovizualului. Însă Liliana Vițu a declarat că nimeni nu a venit la membrii CEA să ceară retragerea licenței unui post TV. Deputatul independent a mai întrebat ce încălcări grave a avut Canal 5 ca să se recurgă la asemenea restricții, însă Vițu nu a oferit un răspuns clar. Codul serviciilor media audiovizuale oferă suficiente pârghii pentru a sancționa posturile de televiziune în cazul în care acestea comit careva încălcări. Respectiv, poate aceste încălcări care pot duce inclusiv și la suspendarea licenței. În opinia noastră, Canal 5 a comis astfel de infracțiuni care să permită aplicarea unei sancțiuni astfel de drastice. Nu este corect să se facă legătură între activitatea Consiliului Audiovizualului, monitorizarea pe conținuturi, și decizia unei alte autorități care, după cum ziceam, se referă la un domeniu strategic, cum este securitatea informațională. Audiovizualul face parte din această securitate informațională. Este vorba de investiții, afilieri, finanțare, beneficiar. De asemenea, Petru Jardan a vrut să afle dacă argumentele aduse de Serviciul de Informații și Securitate pentru a suspenda o licență de emisie pot fi considerate destul de întemeiate. Sunt careva presupuneri care au stat la baza suspendării postului, migrație personalului și a programelor, adresa studioului, numărul de telefon greșit, ceea ce am reușit să găsesc. Nu considerați că suspendarea licenței pe perioadă neterminată nu este direct proporțională cu eventuale sau așa numitele încălcări de pe state? În răspuns, Liliana Vițu a repetat că nu este în componența Consiliului Audiovizualului să răspundă la această întrebare. O să insist pe faptul că astfel de întrebări trebuie să fie adresate autorității care a luat această decizie. Ea trebuie să decidă, să măsoară, să cântărească ce este proporțional, ce nu este proporțional. Bănuiesc că acolo au fost informații și de altă natură pe care dumneavoastră, cu siguranță, fiind deputat, probabil că aveți acces la acele informații mai confidențiale sau cu regim restrâns. Eu nu am cum să judec o decizie la luarea căreia nu am participat. Precizăm că ultima oară Consiliul Audiovizualului a examinat petiția expediată de Canal 5 după ce Consiliul pentru Investiții a asistat licența postului de televiziune. Atunci membrii CEA au fost de acord doar să solicite Comisiei Parlamentare din domeniul mass media revizuirea mecanismului de aplicare a sancțiunilor de către Consiliul pentru Investiții, însă nu știm dacă au făcut-o sau nu. În timp ce unul dintre membrii CEA, Eugen Râbca, a propus colegilor săi să fie făcută o adresare Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale cu solicitarea de a anula decizia privind sistarea valabilității actelor permisive ale companiei Media Content Distribution, deoarece ar fi una formală și ar limita libertatea de exprimare, dar nu a fost susținută. Amintim că după ce președintele țării a atacat un jurnalist al postului nostru de televiziune în timpul unei conferințe de presă pe tema referendumului, la fel au procedat și mai mulți în alți demnitari publici, în special Andrei Spânu. Chiar miercuri, când a avut loc ședința guvernului, și-a permis încă o dată să vină cu acuzații în adresa postului nostru de televiziune, refuzând să răspundă la întrebările noastre. Andrei Spânu, vă mai spune o dată că nu va răspunde televiziunilor controlate de un grup criminal organizat. Vă amintim de grupul Are Criminală Filat. Nu va Amintim că decizia de sistare a Canal 5 a fost luată în cadrul unei ședințe a Consiliului din 20 martie, în urma constatării unor bănuieli rezonabile privind implicarea beneficiarilor efective ai companiei în activități care afectează securitatea statului. Potrivit documentului Serviciului Informației și Securitate, compania Media Content Distribution are afiliere cu grupul Plahotniuc Shore. Directorul SIS Alexandru Musteață spune că la Canal 5 a migrat conținutul de la alte televiziuni rămase fără licență de emisie, că adresa redacției noastre este identică cu cea la care erau 4 televiziuni asociate cu Plahotniuc și că telefoanele administratorilor la fel coincid, ceea ce nu corespunde cu adevărul. Atragem atenția că acestea au fost singurele obiecții la adresa canalului nostru, care a prezentat Consiliului toate documentele solicitate, inclusiv rapoartele financiare. Canal 5 a respins toate acuzațiile, calificându-le ca falsuri grosolane, fără nicio probă sau justificare legală. Postul nostru de televiziune activează strict în conformitate cu prevederile Codului Serviciilor Media Audiovizuale și standardele internaționale în domeniu. Asta este fără de lege, ceea ce autoritățile o numesc democrație. Așa evaluează chișinăuienii decizia autorităților de a suspenda emisia Canal 5. Unii sunt chiar pregătiți să facă apel la conducerea țării în acest sens.
Unii dintre cetățenii cu care am vorbit ne-au spus că sunt gata să-și exprime indignarea în legătură cu închiderea Canal 5 într-o formă scrisă adresată președintelui Republicii Moldova. Ca să nu auzim noi noutățile și noi ăștia să fac propagandă în țară, ia ca și de ele trebuie și deschis, chiar rusca este, mai lasă așa cum de erau, dar noastră deși le închidă, este care să iasă, pentru deși, unde să mă adresez eu ca să mă duc la doamna Maia să scriu, că să nu se dăie voie. Nu-i corect deloc, eu le prezesc TV și toate canalele le prezesc la televizorul, că cu mobilele este noi nu putem, nu prea. Ei vor ca să nu facă în lumea, să nu știm nică, să n-auzăm nică, numai decât că e legat cu alegerile. Între timp, alți oameni susțin că decizia de suspendare a difuzării canalului nostru este legată de alegerile prezidențiale, astfel încât jurnaliștii incomod să nu pună întrebări incomode. Cred că acest lucru este greșit. Cred că ar trebui să se țină cont și de ratingul canalului, pentru că dacă oamenii îl urmăresc, atunci unele programe sunt interesante pentru majoritatea cetățenilor care vizionează TV-ul. Desigur, viitoarele alegeri prezidențiale vor provoca o anumită luptă în rândul liderilor de partid. Desigur, acele canale care nu sunt loiale guvernului nostru. Ei bine, aparent, elita noastră politică crede că nu ar trebui să ne uităm la acele canale. Dar în general, nu văd de ce canalele trebuie închise. Potrivit mai multora dintre interlocutorii noștri, interdicția aplicată celor 13 posturi TV de a emite este o fără de lege totală. Aceasta este o fără de lege absolută pe care autoritățile o acoperă acum cu democrație. De ce se face asta? Pentru ce? Foarte simplu. Orice guvern se străduie să rămână la putere pentru că este locul unde ei se hrănesc. Aceasta este propagandă, totul sunt minciuni. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Guvernului, decizia de sistare temporară a emisiei Canal 5 a fost luată în cadrul unei ședințe a Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională din 20 martie, în urma constatării unor bănuieli rezonabile privind beneficiarii efectivi ai companiei în activități care efectuează securitatea statului. Nu au fost furnizate dovezi reale pentru a demonstra acest lucru. Considerăm că acțiunile autorităților încalcă flagrant normele democratice, precum libertatea de exprimare, independența editorială și libertatea de creativitate, garantate atât de Constituție cât și de codul audiovizualului. De menționat că până la închidere Canal 5 se afla în mod constant pe primul loc după popularitate în rândul telespectatorilor, conform companiei AGB, care măsoară audiențele TV. Pentru Partidul de Guvernământ și președintele Maia Sandu, Constituția țării este ca un șervețel pe care îl folosești la cină sau micul dejun. Fostul partener al PAS în cadrul blocului, ex-vicepremierul și fostul lider de la Platforma DRA, Andrei Năstase, a declarat asta în platoul postului N4. Potrivit lui, președintele actual este responsabil pentru toate legile PAS declarate ilegale de Curtea Constituțională, întrucât ea le-a promulgat. Reprezentanții guvernării au refuzat să comenteze aceste declarații. Regimul de cleptocrație în Moldova, adică guvernul hoților, a fost înlocuit cu un regim de oameni incompetenți, spune fostul viceprim-ministru și ex-liderul platformei DA, Andrei Năstase. Intențiile actualei guvernări sunt sigur, sau acel puțin a câtorva dintre ei, pe care eu îi cunosc, sunt foarte bune. Doar că nu au capacitatea să ducă la bun sfârșit intențiile lor. Iar neavând această capacitate, au compromis absolut toate dezideratele celor care am stat în stradă. Noi, nu ei. Potrivit lui Năstase, tot ce ține de reforma justiției sau curățarea instituțiilor de stat a fost compromis. Mai multe structuri de stat despre care spuneam cândva că sunt capturate, până acum sunt conduse de persoanele regimului anterior, a spus fostul lider al platformei DA. Avem un regim, din păcate, care sugrumă în continuare libertatea de exprimare, libertățile oamenilor de a fi aleși, de a alege. Avem o guvernare care... și un regim pentru care Constituția este așa un fel de, cum se cheamă, un fel de șervețel
ei, unii dintre ei, îl privesc ca pe un șervețel pe care m-a avut în față atunci când iau cina sau micul dejun. Pentru ei nu interesează Constituția, nu interesează legile țării, nu interesează Curtea Europeană a Drepturilor Omului și deciziile sale. Dar am să fac o analiză și am să văd câte legi neconstituționale au fost promulgate de către actualul președinte. Pentru că așa e foarte ușor să spui. Colegii mei din Parlament au făcut cu tare și cu tare, nu-i așa? Dar promulgarea se face de către președinte. Nu există în Republica Moldova o altă entitate, o altă persoană care să poată promulga o lege. Fostul lider de la Platforma DA a vorbit și despre situația de la aeroportul din Chișinău. Când era vicepremier și ministru al afacerilor interne în guvernul Maia Sandu, Năstase a pledat pentru revenirea aerogării în regiunea statului. Acum ea spune că cei care până la urmă au preluat aeroportul de la Ilan Șor și l-au returnat statului, habar nu aveau cum să-l gestioneze. Eu l-aș întreba pe acest domn Spânu sau pe domnul Dorin Recean sau pe domnul Alaiba. Domnul, dar de ce un privat poate gestiona, dar voi nu puteți gestiona? Am înțeles. Dacă nu puteți, ne-am clarificat. Nu puteți. Dar când îl dați altcuiva, nu vreți să o faceți în mod civilizat, în mod legal, în mod corect? Eu atâta, eu acum mă uit ca un observator acolo. Nu am foarte, foarte multe date cu privire la acest dosar. Cert este că o fac și aici de-andoasele. Fără niciun fel de eficiență. Am contactat reprezentanții guvernării pentru comentarii. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare PAS, Adriana Vlas, a refuzat să comenteze declarațiile fostului viceprim-ministru. Serviciul de presă prezidențial nu a răspuns solicitării noastre. După alegerile parlamentare anticipate, când Partidul Acțiune și Solidaritate a venit la putere, președintele Maia Sandu a spus că scopul numărul unu este reforma justiției și curățarea instituțiilor statului de reprezentații regimului anterior și persoanelor corupte. Primăvara trecută, la postul TV Vocea Basarabiei, șefa statului a anunțat că și-a îndeplinit promisiunea electorală, iar statul este acum condus de oameni cinstiți în guvern, majoritatea parlamentară, în conducerea ministerilor și agențiilor, dar lupta împotriva corupției, a spus Sandu, continuă. Între timp, acțiunile autorităților sunt în permanență înconjurate de scandaluri, inclusiv de corupție. Printre cele mai răsunătoare sunt achiziția gazului în 2022, organizarea licitației la aeroport, vitingul și prevetingul și cine a fost semnat să conducă comisia. Este vorba de Hermann von Hebel, a cărui reputație s-a dovedit a fi deloc impecabilă. Pleacă și directorul adjunct al serviciului Vamal, Nicolae Vutkarov, și-a anunțat demisia la aproape o săptămână după retragerea lui Igor Talmazan din funcția de șef al instituției. Vutkarov a enumerat mai multe realizări obținute în timpul mandatului său. De asemenea, el a recunoscut că serviciul Vamal a avut și anumite eșecuri, dar a subliniat că acestea au fost depășite sau remediate cu succes. Nicolae Vutkarov și-a anunțat demisia din postul de director adjunct al serviciului Vamal pe pagina sa de socializare. Acesta a menționat într-o postare că a fost o onoare să facă parte din echipa instituției, care pe parcursul a 2 ani și jumate, activând în perioade de criză economică, energetică și umanitară, s-a confruntat cu multiple provocări, dar spune că le-a depășit și a realizat enorm de multe împreună. În primul rând, potrivit lui Vutkarov, au fost fortificate relațiile de cooperare în domeniul combaterii fraudei cu mai mulți parteneri internaționali, a menționat el. De asemenea, Vutkarov a recunoscut că în perioada mandatului său, instituția a avut și anumite eșecuri, regrese, lagune regretabile, care potrivit lui sunt inerente în activitatea oricărui conducător sau instituții. Dar el a subliniat că acestea au fost depășite sau remediate cu succes. Amintim că săptămâna trecută, Igor Talmazan și-a anunțat demisia de onoare din funcția de șef al serviciului Vamal, în urma cazului de corupție descoperit la aeroport. În aprilie, ofițerii CNA și procurorii din Chișinău au efectuat 16 percheziții într-un dosar, în care erau vizați 7 inspectori vamali de la aerogară. 3 dintre ei se află în arest la domiciliu, iar ceilalți 4 sunt cercetați în stare de libertate. Printre cei vizați sunt fiul deputatului socialist Radu Mudreac și cel al fostului parlamentar democrat Gheorghe Brașovski, dar și fica deputatului PAS Victoria Cazacu. Apropo de Ana Cazacu, a declarat marți că acest
acest caz este un scandal artificial, de ordin politic, dar cu interese ascunse și frustrări personale al unor oameni. Ea a spus că a fost atrasă în acest scandal după ce toamna Igor Talmazan a discutat despre potențiala ei numire în funcție șef al postului Vamal, de la aeroport. Deana Cazacu mai regretă faptul că în urma perchezițiilor au avut de suferit mama ei, ex-deputatul PAS Victoria Cazacu, dar și fostul șef al Vămii, Igor Talmazan, fiind și el o victimă a unor lupte din culise, potrivit Deanei Cazacu. Acesta a cerut conducerii țării să respecte Constituția, prezumția nevinovăției și drepturile fundamentale ale omului. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare PAS, Adriana Vlas, a declarat că, deși această persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii de judecată, asemenea cazuri umbresc și subminează lupta noastră împotriva corupției. Ne menținem poziția anunțată și depunerea mandatului de către deputatul Victoria Cazacu este necesară în asemenea circunstanțe. Citat încheiat. Miercuri, guvernul l-a numit pe Viorel Doagă șef interimar al serviciului Vamal. Biroul de avocatură Aurelio Colenco intenționează să depună mai multe plângeri în instanță cu privire la recensământul populației lansat de autorități. Potrivit apărătorului, unele dintre întrebările chestionarului afectează viața privată și încalcă drepturile și libertățile cetățenilor. Biroul Național de Statistică nu a comentat deocamdată declarația. Avocatul Aureliu Colenco a declarat pentru Canal 5 că unele întrebări din chestionarele pentru recensământ sunt prea personale și încalcă multe drepturi constituționale ale cetățenilor. Potrivit apărătorului, acest lucru este departe de obiectivele declarate de autorități până la începerea numărătorii. Suntem acum la etapa de pregătire a cererii. O mulțime de întrebări se referă la viața privată a persoanelor care vor răspunde la încălcarea dreptului la circulație, a drepturilor constituționale la libertate și așa mai departe. Adică este încălcată în totalitate atât Constituția Republicii Moldova, cât și Convenția Europeană. Pregătim o cerere de chemare în judecată. Voi merge în instanță în calitate de persoană fizică și mai pregătim o sesizare pentru Curtea Constituțională. Suntem împotriva încălcării drepturilor constituționale și a drepturilor și libertăților cetățenilor specificate în Convenția Europeană. Întrebările la care cetățenii trebuie să răspundă în cadrul recensământului au provocat indignare și în rândul internauților. Cum să faci așa încât oamenii să aleagă o amendă în loc să răspundă la întrebări? Biroul Național de Statistică te ajută, a scris o persoană care a postat mai multe întrebări din chestionar. Apropo, noi putem să facem ceva în țara asta fără a implica partenerii de dezvoltare. Chiar așa de neajutorați suntem, a întrebat un alt internaut. Cine a elaborat acest chestionar? Credeți că cetățenii îl vor completa și au completat vreodată un astfel de chestionar? Unele întrebări sunt absolut stupide. Este un recensământ sau un interogatoriu al suspecților? Am impresia că vor să comită un atac tâlhăresc asupra caselor noastre, de aia și pun întrebări de genul ăsta. Sau poate că asta este o investigație a SIS, a scris o altă persoană. Am impresia că în noaptea spre 8 aprilie a avut loc o crimă sângeroasă, iar acum forțele de ordine audiază toți suspecții. Și bănuiți, din anumite motive, sunt toți locuitorii Republicii, spune un alt internaut. Aproape toate întrebările de acolo încalcă dreptul nostru la viața privată. Eu personal am hotărât că nu voi răspunde la întrebări. Dacă mi vor da amendă, mă voi adresa în judecată, a scris indignată o femeie. Am solicitat de la Biroul Național de Statistică un comentariu la declarația avocatului Aureliu Colenco și nemulțumirile cetățenilor, dar nu am primit niciun răspuns. Amintim că recensământul populației și locuințelor, pentru care în an de criză guvernarea cheltuie aproape 40 de milioane de lei, s-a început în 8 aprilie. Datele vor fi colectate de 4.000 de recenzori până în data de 7 iulie. Pentru ei, 3.000 de tablete electronice de aproximativ 800.000 de euro, echipate cu aplicații de colectare a datelor, au fost donate de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Potrivit BNS, recenzorii vor vizita locuințele tuturor cetățenilor și vor adresa un set de întrebări, iar răspunsurile le vor înregistra pe tablete. Printre întrebările ce se regăsesc în chestionar se numără cele legate de apartenența etnică și religioasă, limba vorbită, nivelul de educație, locul de muncă, părinți. La capitolul
informațiilor legate de locuință, recenzorii se vor interesa, de exemplu, dacă locuința este sau nu dotată cu sistem de canalizare sau aprovizionare cu apă, modul de încălzire, suprafața și materialele de construcție a locuinței. Participarea la recensământ este obligatorie, iar datele oferite vor fi confidențiale și protejate prin lege. Informațiile acumulate vor reprezenta un suport pentru identificarea necesităților cetățenilor, în ce condiții locuiesc ei și ce trebuie schimbat pentru dezvoltarea economică și socială a țării. Persoanele care refuză să participe la recensământ riscă o amendă de până la 2.500 de lei. Asta deoarece codul contravențional ne obligă să prezentăm date individuale în scopuri statistice. Oleg Cara, directorul BNS, a declarat marți pentru presă că fiecare persoană va primi până la 5 înștiințări despre obligația de a oferi informații în cadrul recensământului. Propagandă politică la Liceul Mihai Eminescu din Cimișlia. Dintr-un video publicat pe canalul de YouTube de către un post local de televiziune, este relatată întâlnirea unui reprezentant al guvernului în teritoriu cu elevii unei clase de a 12-a, cărora le-au fost distribuite ziare tipărite de pas. Și li s-a vorbit despre referendum și alegerile prezidențiale din toamnă. Mai mult, reprezentantul guvernului i-a îndemnat insistent pe elevi să le vorbească celor apropiați despre cât de importantă este participarea la referendumul pentru integrarea în UE. Cristina Olărescu, care este reprezentantul guvernului în raionul Cimișlia, a accentuat faptul că fiecare elev este dator să informeze părinții, bunei sau alți apropiați despre cât de important este ca țara noastră să adere la Uniunea Europeană și ei să participe la referendumul în acest sens. Mai mult, ea le-a zis tinerilor că dacă nu vom fi partea a Uniunii Europene, elevii vor fi lipsiți de unele bunuri din școli. Noi putem participa la procesul de aderare prin informare, prin dialogul nostru cu bunicii noștri, cu unii vecini sau chiar și cu unii colegi care împărtășesc o altă valoare sau o altă poziție. O să fie referendumul și o să fie și alegerea președintelui. Ce se întâmplă dacă noi nu participăm și Republica Moldova nu aderă la Uniunea Europeană? Nu mai cumpărăm calculatoare, nu mai avem echipament pentru cabinetul de fizică, da? Și zburăm pe săptămână până la Verișoară, în Italia. Pentru că și asta se va întâmpla în momentul când noi vom la alt vector. Și, final, societatea noastră nu mai are viitor. În cadrul lecției, unul dintre învățătorii prezenți i-a luat pe copii la întrebări despre ce discuții au acasă referitor la procesul de aderare la UE și ce cred părinții lor despre referendumul din toamnă. Tot mai mult și mai mult auziți despre acest proces și la sigur că și în familie se vorbește. Ce părere au? Ce zic? Pro, contra? Pro. Pro. Sau n-ați atins subiectul dat și chiar noi ați auzit discutând despre subiectul dat? Discut. Și pentru sau sunt pentru sau sunt contra? Pentru. Judecătorul de la Judecătoria Chișinău, Victoria Sanduța, și-a exprimat după aceasta opinia referitor la cazul de la Cimișlia, în care, potrivit ei, guvernul și-a depășit toate limitele. Inadmisibil așa ceva, este o propagandă clară. Aici nu e nici urmă de educație și informare, ci este o influențare clară a opiniei acestor copii, fără a li se explica ce înseamnă dreptul de a alege și dreptul de a decide prin da sau nu la referendum. Cineva le-a explicat, i-a informat despre ce înseamnă referendum, cineva le-a spus despre care sunt caracteristicile politicile și noțiunea de Uniunea Europeană, cineva le-a spus ce înseamnă asta. Doamne ferește, cum să-i scodești pe copiii despre ce vorbesc părinților acasă? Cum așa? Asta e încălcarea dreptului la viața privată, e violență psihologică asupra copilului. Cum să-l întrebi dacă părinții tăi sunt pro sau contra? A scris Victoria Sanduța. L-am întrebat cum comentează ceea ce s-a întâmplat la liceul din Cimișlia pe ministrul educației Dan Perciun și dacă nu consideră că acest lucru se aseamănă mai mult cu o propagandă politică în rândul elevilor. El a spus că nu vede o problemă și a îndemnat toate cadrele didactice să promoveze intens integrarea europeană în instituțiile de învățământ.
au dat susținerea și deschiderea ministerului de a vorbi despre aceste lucruri elevilor. Cred că este datoria noastră morală a tuturor să facem acest lucru. Tot e vorba de o propagandă, iată, în rândul elevilor, propagandă politică se face. Nu? A fost criticat acest video. Eu cred în democrație, eu cred în libertate, eu cred în respectarea drepturilor omului. Toate astea sunt valori specifice Uniunii Europene. Totodată l-am provocat la un exercițiu pe ministrul educației ce ar spune în cazul în care, în această situație, ar fi implicat un reprezentant al partidelor de opoziție. Dar dacă să facem un exercițiu, să trimitem prin cineva de reprezentanții opoziției într-un liceu, să promovezi, nu știu, aderarea, promovarea, ideea aderării la Uniunea Economică Euroasiatică, atunci ce o să spun? Vă duc aminte foarte clar că noi vorbim de un reprezentant al guvernului, o funcție de demnitate publică, nu vorbim de un politician care a fost într-o instituție de învățământ, așa că trebuie să facem această distincție, ea este una importantă și în egală măsură, eu cred că noi trebuie să promovăm Uniunea Europeană prin toate instrumentele de care noi spunem. Cu o zi înainte, deputatul neafiliat, membrul Partidului Renaștere, Vasile Bolea, a sesizat Comisia Electorală Centrală despre acțiunile Partidului de Guvernământ, Acțiune și Solidaritate, ai cărui reprezentanți au desfășurat în weekend, potrivit lui, o acțiune politică pentru promovarea referendumului privind integrarea europeană, care nu a fost încă anunțat oficial. Bolea crede că PAS astfel a încălcat legea. Potrivit lui Bolea, în 6 și 7 aprilie, reprezentanții Partidului de Guvernământ au distribuit un ziar cu un tiraj de circa 350.000 de exemplare în toată țara. Reprezentantul cec Pavel Postica a declarat pentru Canal 5 că sesizarea parlamentarului va fi examinată conform procedurii. Amintim că marți 9 aprilie a fost propusă ca data alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional să fie în 20 octombrie curent. O femeie a fost reținută la Tiraspol după ce a împărțit copiilor chifle cu o travă pentru șoareci. S-a întâmplat într-un parc, iar forțele de ordine au fost alertate de către părinții unei micuțe. Fetița a venit la ei cu chifla pe care o reușise deja să o muște. Adulții au fost puși pe jar după ce au observat o substanță albastră în granule și miros puternic de aceton. Stăți, neizvestă ce-o pachete, poate am ceva opasne pentru vas. Давайте сейчас выспим, посмотрим. Да, ничего не опасно. Я руки жгут, как я размазала на свой пирожный. Что тут у тебя? Что? Крысиный яд. Ой-ой-ой-ой-ой, я могу... Вызовите скорую. Боже мой. Крысиный яд, мам. Кошмар, просто кошмар. Ulterior, ei au găsit femeia și au reținut-o apelând la ofițerii care asigură ordinea publică. S-a stabilit că suspecta are 34 de ani și este la evidența medicului psihiatru și narcolog. De asemenea, autoritățile au luat la ochi deoarece nu își îndeplinește corespunzător atribuțiile de părinte. Copilul, care a mâncat din chifla cu o travă, a fost internat la spital cu intoxicație. Conferința regională pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură a fost mutată de la Chișinău la sediul organizației din Roma. Ministerul rus de externe a spus că acest lucru a fost făcut la insistențele Moscovei. Pe de altă parte, Ministerul de Externe al Republicii Moldova, care s-a pronunțat împotriva sosirii reprezentanților ruși la Chișinău, au spus că el însuși a făcut o propunere de amânare a acesteia. Să ne amintim că mai devreme Republica Moldova, în calitate de viitor organizator al evenimentului, a declarat că nu va permite delegațiilor din Rusia să vină în țara noastră. Reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a declarat că Moscova a reușit să facă astfel încât locul desfășurării conferinței regionale a Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite să fie schimbat. Măsurile au fost luate după ce Ministerul de Externe al Republicii Moldova l-a informat pe ambasadorul rus Oleg Vasnetsov despre reticența de a vedea delegația rusă la întâlnirea de la Chișinău. Potrivit lui Zaharova, în urma transferului, Moldova a suportat nu numai costuri politice, ci și pierderi financiare. Нашей стране удалось добиться переноса места проведения 34-й сессии региональной конференции. Țara noastră a reușit să realizeze un transfer al locului desfășurare a celei de-a 36-a sesiune a conferinței regionale FAO pentru Europa, care este programată pentru perioada 14-17 mai de la Chișinău, la sediul organizației de la Roma. Rusia este cel mai mare furnizor de alimente din lume și face acest lucru atât pe bază comercială, cât și ca parte a proviziilor noastre
dezastre umanitare, prin ONU, alte platforme internaționale și ajutând țările în mod individual. Pe cine a decis Sandu să blocheze intrarea și participarea la lucrările Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, cel mai mare furnizor de alimente din lume? Pentru ce? Pentru a complica încă o dată situația cu securitatea alimentară globală provocată de patronii săi occidentali? Haide, este evident că acesta este un sabotaj la scară globală. La câteva ore după discursul Mariei Zaharova, Ministerul de Externe al Republicii Moldova a făcut o declarație despre amânarea forului. În ceea ce privește cea de-a 34-a conferință FAO pentru Europa, confirmăm că autoritățile Republicii Moldova au luat o poziție de principiu de a nu permite să intre pe teritoriul lor reprezentanța unui stat membru FAO care a lansat un război împotriva altui stat membru FAO. Autoritățile Republicii Moldova au informat toate părțile interesate despre posibilele modalități prin care delegațiile pot participa în format hibrid la eveniment, întrucât Republica Moldova își respectă obligațiile internaționale, propunerea de mutare a evenimentului la Roma a venit de la Chișinău, astfel încât întâlnirea să se desfășoare în conformitate cu statutul FAO și regulamentul său de procedură, a precizat Ministerul de Externe al Republicii Moldova, subliniind că cea mai bună contribuție a Rusiei ar putea fi încetarea agresiunii împotriva Ucrainei și respectarea principiilor Cartei ONU. Anterior, Ministerul de Externe al Moldovei a invitat reprezentanții ruși să participe la forum online sau la nivel de ambasadă. De menționat că evenimentul de la Roma va fi prezidat de Republica Moldova, Canal 5 a cerut Ministerului de Externe al Republicii Moldova un comentariu cu privire la declarația lui Zaharova, precum și să răspundă la o întrebare pentru a afla dacă Moldova a suferit costuri politice și financiare din cauza amânării și ce a fost aceasta, precum și pentru a numi bugetul forului care a fost amânat. Până la editarea acestei știri nu am primit niciun răspuns. Totodată se știe că Ministerul Agriculturii a anunțat de două ori licitații în cadrul organizării forumului. Era planificat să cheltuie 4.750.000 de lei doar pentru mâncare, închiriere de spații, servicii de transport, recepție și program de artă. Unii politicieni au evitat subiectul amânării unui forum major. Astfel, reprezentantul Partidului Renaștere, Alexander Nesterovski, a scris pe canalul său de Telegram, cităm: colegii europeni au clar mai multă inteligență, au decis să nu repete prostiile autorităților galbene moldovenești și să împiedice participarea la FAO a unuia dintre principalii jucători de pe piețele alimentare și agricole și ce a realizat PAS ca urmare, o altă rușine și o altă agravare a relațiilor cu Federația Rusă. Iar jurnalistul Dmitri Ciubașencu a remarcat: Ministerul de Externe al Moldovei a spus că mai întâi nu a permis delegației ruse să participe la conferința ONU de la Chișinău, iar apoi a cerut ONU să mute conferința de la Chișinău la Roma, astfel încât delegația ar putea veni acolo. Diplomația moldovenească este atât de vicleană. Agenda celei de-a 34-a conferințe regionale a Organizației pentru Alimentație și Agricultură include aspecte legate de agricultură, siguranța alimentară, digitalizarea în utilizarea durabilă a terenurilor, pădurilor și resurselor de apă. Conferința regională FAO este unul dintre organele de conducere ale Organizației pentru Alimentație și Agricultură, care se întrunește la fiecare 2 ani. La eveniment este planificat să participe reprezentanți ai 54 de state membre FAO, inclusiv Uniunea Europeană în calitate de membru cu drepturi depline al organizației. Câteodată putem să spunem că de la București se aude mai ușor cuvântul sângerei. Ne-a spus conducătorul ansamblului de dansuri populare Hecenii, care au obținut Golden Buzul la România au talent. Tinerii dansători fac repetiții într-o sală deplorabilă, nu au vestiar, podeaua se află în stare critică, la fel ca și tavanul. Pe lângă aceasta problemă, conducătorul ansamblului muncește în ultimul an fără salariu. Guvernarea a auzit strigătele de ajutor ale copiilor numai după ce aceștia au impresionat juriul din România. Dar cel mai important este că în țară cel mai probabil mai există astfel de ansambluri, finanțare pentru care nu se găsește. Ansamblului Hecenii din raionul Sângerei au devenit favoriții juriului din România. Despre povestea lor a aflat o lume întreagă, însă mai puțin știau cei din Moldova.
din satul Heciunov, ce cuprinde 80 de copii, începând cu vârsta de 4 ani până la 18 ani. Povestea lor începe dintr-o sală simplă ce face parte din încăperea primăriei. Dionisei Cobâlaș, conducătorul grupului, ne-a arătat sala de repetiții unde în decurs de 13 ani a depus efort pentru meritul de azi. Pardoseala care o avem la dispoziție este una destul de veche și respectiv amenajată în înclinații, ceea ce este o dificultate pentru noi. Mai mare problemă pentru noi este și tavanul, acoperișul propriu zis, care are fisuri și în momentul în care plouă afară, suntem plouați și noi în incinta casei de cultură. Avem doar această cameră unde păstrăm costumele. Respectiv, avem și un număr foarte mic de costume, avem 15 costume la 80 de copii. De cealaltă parte, autoritățile raionale s-au scuzat prin faptul că nu cunoșteau de condițiile în care activa ansamblul și niciodată nu au avut plângeri. După ce am văzut această prestație minunată, acești eroi, mici eroi, evident că ne-am autosesizat. Luni dimineață, la prima oră, am mers în localitate, am văzut care este starea în Casa de Cultură din această localitate. Am făcut un deviz de cheltuieli. De când eu am preluat funcția de președinte, de când activează actuala componență a Consiliului Raional, din partea ansamblului Hecenii și din partea primăriei comunii Heciunov, nu a fost niciun demers în adresa noastră ca noi să intervenim cu careva susținere financiară sau de alt gen ca să-i susținem pe acești tineri. De cealaltă parte, coreograful susține că s-au adresat la autorități de nenumărate ori, însă fără un rezultat. Noi niciodată nu am avut pretenții la cei de la administrația publică locală de nivelul 2. Ideea cea mai principală a fost că în momentul în care noi am vrut să participăm la proiectul Satul European, a fost nevoie de un simplu demers înaintat pentru Consiliul Raional ca să aloce surse financiare pentru proiectul tehnic care ar permite renovarea acestei clădiri. Respectiv, când am solicitat acest lucru, a fost refuzat. Și unul dintre moderatorii emisiunii României au talent, în intervenția sa de după Golden Buzz, în momentul în care le spunea povestea, menționează despre resursele tăiate. Vreau să știți adevărul până la capăt. Cel mai nefericit moment pentru ei a fost când unii mai puternici au decis ca ansamblul nu înghite prea multe resurse locale. Așa că au hotărât să sisteze cursurile. Astă seară, copiii au dansat pe viață și pe moarte, s-au răzbunat pe podeaua veche din satul lor și au rupt scena Românii au talent. Abia după ce tinerii au devenit virali pe internet, s-au implicat și autoritățile centrale. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit pe 8 aprilie cu ansamblul Hecenii, pe care i-a felicitat pentru prestația lor la București și a promis să-i ajute. Astăzi, 10 aprilie, la ședința Guvernului, premierul Dorin Recean a solicitat ministrului Educației Dan Perciun să pregătească o hotărâre de guvern care să permită alocarea a 1,3 milioane de lei din fondul de rezervă pentru reparația sălii în care se antrenează membrii ansamblului Heceniei. Dar să luăm în seamă că există încă multe astfel de ansambluri care nu sunt atât de norocoase și așa vor rămâne dacă povestea lor nu va fi spusă pe scena vreunui concurs de peste hotare. Reamintim că în ediția de 5 aprilie a emisiunii Românii au talent, Hecenii din Sângerei au obținut Golden Buzz-ul și au fost trimiși direct în semifinala competiției. Ansamblul a prezentat pe scenă un dans popular care a durat circa 4 minute. Numărul a impresionat membrii juriului și publicul care au aplaudat artiștii în picioare. Hecenii au devenit primul ansamblu de dans din istoria concursului de talente, care a obținut Golden Buzz-ul. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele evenimente ale zilei. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmăriți-ne în continuare pe pagina noastră de Facebook, rețeaua X, Instagram, TikTok, Telegram sau ne puteți urmări online pe site-ul canal5.md, rubrica Live. De asemenea, Canal 5 a lansat și o petiție online care poate fi semnată de oricine să opune cenzurii și încălcării dreptului la libera exprimare. Documentul poate fi găsit pe site-ul canal5.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Seara frumoasă!